trei nopți este ținut acest priveghi, după care va urma slujba de înmormântare. Domnul Bogdan Ciucă, nu știu, merita până la urmă să aibă onorul militar, indiferent de, nu știu, este interlop sau nu? Eu vreau să vă spun că nu știu nimic despre domnul Cordonea. Nici eu, până să moară. Ceea ce văd, pare o poveste romanțată, românii au apetit pentru așa ceva. Și nu știu dacă e cazul, cum spuneați, de droguri sau de... Chiar nu știu, nu cunosc. Dar faptul că oamenii ăia sunt în libertate înseamnă că sunt în regulă din perspectiva legii, zic eu, atâta vreme cât sunt în libertate. Este un eveniment tragic. Orice am spune noi, oricum am vrea să-l întoarcem. A dispărut cineva dintr-o familie, după cum constat, avea foarte, foarte mulți prieteni. Nu vreau să comentez ceva despre un om pe care eu chiar nu-l cunosc. Vă întrebam dacă, nu știu, ce ai făcut în viață îți poate lua, nu știu, dreptul de a fi îngropat cu onorul militar sau nu. Teoria mea este că nu. Dacă am meritat pentru ceva, dacă omul ăsta ar fi luat medalia de aur pentru România și ar fi ridicat steagul acolo sus, faptul că are prieteni interlopi înseamnă că n-a ridicat steagul acolo? El a fost medaliat pentru momentul acela. Nu știu exact cum prevede legea, dacă este o obligație a statului să... Nu e obligație. Dacă nu e obligație, atunci... Să fie o cerere făcută de familie, înțeleg că nu s-a făcut nicio cerere. Am înțeles.